Bună ziua și bine te-am găsit! Azi la lecție îți propun subiectul Nume celebre românești din trecut. Constantin Brâncuș. Pentru a te încadra activ în activitate, vei avea nevoie de manualul Dulce Grai, manualul de limba și literatura română, de caiet și de pix. Privește imaginea de pe ecran. Completează spațiile libere din textul Omul și piatra, gândindu-te la utilitate pe care i-a atribuit-o pietrei fiecare dintre subiecți. Omul și piatra. Distratul s-a împiedicat de ea. Violentul a utilizat-o ca armă. Oarecum a utilizat-o gospodarul. Dar țăranul obosit, cum a folosit-o? Oare pentru copil ce a fost piatra? Și Michelangelo, marele artist plastic, ce a scos din ea? Compară textul tău cu varianta originală, Omul și piatra. Distratul s-a împiedicat de ea. Violentul a utilizat-o ca armă. Gospodarul a construit cu ea. Țăranul obosit a folosit-o pentru a se așeza pe ea. Pentru copil a fost o jucărie. Și Michelangelo a scos din ea cea mai frumoasă sculptură. Stimat elev, în toate aceste cazuri, diferența nu a fost piatra, ci omul, care, la fel ca Michelangelo, i-a dat pietrei viață veșnică, sens și frumusețe, este Constantin Brâncuș. Artist, inginer, arhitect, geometru, metafizician, filozof, înțelept și moralist. Nume celebru românesc din trecut, Constantin Brâncuș, a fost și rămâne cel mai mare sculptor al neamului nostru. Despre Constantin Brâncuș vom vorbi astăzi la lecție. La lecția de astăzi vei învăța 8 cuvinte și sinonimele lor. Vei răspunde la întrebări în baza textului citit. Vei formula întrebări pentru interviu. Vei relata la temă în baza reperelor. Deschide manualul la pagina 21. Vezi cuvintele noi și sinonimele lor. Ascultă și explicația lor. Inevitabil, sinonimul neapărat, care nu poate fi evitat de neocolit. Martir, sinonimul erou, persoană care se remarcă prin vitejie sau prin fapte extraordinare. Spațiu, sinonimele cuprins, întindere, în aer, în văzduh. Patrimoniu, sinonimele moștenire, avere, sunt bunurile materiale ale poporului. Suprem, sinonimul absolut, cel mai bun. Rațiune, sinonimul gândire, capacitatea omului de a cunoaște, de a gândi logic. Înfruntare, sinonimul opunere, rezistență hotărâtă, opunere îndrăzneață. Clepsidră, vedeți imaginea, instrument din sticlă cu nisip cu care se măsoară timpul. Să vedem cum se utilizează cuvintele prezentate în enunțuri. Toate discuțiile despre sculptură duc inevitabil la personalitatea lui Constantin Brâncuș. Sculptura este realizată în memoria martirilor din Primul Război Mondial. Pasărea s-a rupt de pământ și a zburat în spațiu. Lucrurile sculptorului sunt considerate patrimoniul universal. Opera reprezintă supremul gândirii umane. Omul a
a fost creat ca ființă supremă pe pământ, înzestrată cu rațiune. Nisipul din clepsidră este foarte mărunt și nu-și schimbă niciodată culoarea. Figura sculptată în piatră reprezintă înfruntarea morții. Deschideți manualul la pagina 27. Găsiți exercițiul 1. Traduceți în limba română expresiile, cuvintele propuse. Пісочные часы. Народное достояние. Румынское пространство. Разум. Великая победа. Hai că sunt convinsă că ai reușit. Compară cu varianta propusă. Пісочные часы. Клепсидра. Народное достояние. Патримониум поporului. Румынское пространство. Spațiul românesc. Разум. Рационе. Гândire. Великая победа. Marea biruință. Marele triumf. Acum, aplică și tu. Include în propozițiile acestea 5 expresii cuvinte. După ce ai însușit cuvintele noi, cu siguranță vei înțelege textul propus. Deschide manualul, pagina 20. Ascultă, citește textul. În timpul lecturii te îndemn să reții informația și să răspunzi. Unde s-a stabilit cu traiul sculptorul Constantin Brâncuș? Care sunt lucrările din complexul sculptural de la Târgu Jiu? Devenit celebru în lumea întreagă, considerat de specialiști drept un revoluționar al sculpturii, după Michelangelo, Brâncuș nu a fost apreciat în patria sa. Din acest motiv, astăzi, cele mai multe creații ale sale pot fi văzute la Paris, New York, Chicago, etc. În lucrările Pasărea din spațiu, Pasărea măiastră, Începutul lumii, Cocoșul, elementele vechi românești se îmbină armonios cu un suflu nou, extramodern, al formelor în spațiu. Cele mai reprezentative lucrări ale lui Constantin Brâncuș sunt Coloana fără sfârșit, Masa tăcerii, Poarta sărutului, capodopere ce alcătuiesc complexul sculptural de la Târgu Jiu. Voi relua întrebările pe care le-am adresat înaintea lecturii textului. Unde s-a stabilit cu traiul sculptorul Constantin Brâncuș? Care sunt lucrările din complexul sculptural de la Târgu Jiu? Cu siguranță ai răspuns. Constantin Brâncuș se stabilește cu traiul la Paris. Cele mai reprezentative capodopere sculpturale de la Târgu Jiu sunt Coloana fără de sfârșit, Masa tăcerii, Poarta sărutului. Mi-ar face plăcere să te invit să mergi, cel puțin imaginar, la Târgu Jiu, în România. Să vezi complexul sculptural în aer liber și să vezi cele mai reprezentative opere de artă a lui Constantin Brâncuș. Trebuie să știi că fiecare lucrare are o semnificație, reprezintă un simbol. Te rog să asculți cu atenție ghidul, ca mai apoi să numești cum se numesc lucrările și ce semnificație are fiecare dintre ele. Iată, ne ajungi la prima sculptură din complex, este Coloana fără sfârșit. Este operă a patrimoniului universal, care a fost executată din fontă în 1939, are o înălțime de 29,33 metri. Constantin Brâncuș și-a definit Coloana fără de sfârșit, închinată morților din Primul Război Mondial. Este coloana a vieții care continuă, este un simbol al biruinței vieții asupra morții. Coloana infinitului, cum se mai spune, reprezintă supremul echilibru al rațiunii. Ea este un simbol al satului românesc, simbol care unește pământul cu cerul. Este expresia verticalității și veșniciei unui neam.
să ne apropiem de altă lucrare. A doua lucrare este poarta sărutului. Executată în piatră, cu cele 8 perechi de îndrăgostiți, opera simbolizează un mare arc de triumf al vieții, al iubirii nesfârșite pe pământ. Poarta sărutului este situată în centrul ansamblului, fiind ocrotită parcă de masă tăcerii și coloana fără sfârșit. Și a treia capodoperă este masa tăcerii. În prima variantă, Constantin Brâncuș a numit-o masa familiei. Cu cele 12 scaune clepsidre, monumentul simbolizează și cina cea de taină. Sculptura este și expresia păcii pe pământ, influențarea morții și continuarea firească a iubirii dintre oameni, momentul suprem al comunicării. Sper că ai reținut care sunt cele 3 lucrări ale complexului sculptural de la Târgu Jiu. Privește la ecran și numește-le. Sculptura cu cifra 1 se numește? Da, e poarta sărutului. Sculptura din piatră cu cifra 2 se numește? Da, e adevărat, e masa tăcerii. Sculptura cu cifra 3 este coloana fără sfârșit sau coloana infinitului. Aceste informații le poți găsi în manualul tău la pagina 21-22. Citește informația și determină ce reprezintă fiecare sculptură. Să vedem cum ai reușit. Privește la ecran. Numește capodoperele descrise în cele 3 chenare. Prima, opera simbolizează viața și iubirea pe pământ. Sper că răspunsul tău este poarta sărutului. 2. Sculptura simbolizează cina cea de taină. Este expresia păcii pe pământ și înfruntarea morții. Simbolizează iubirea dintre oameni, momentul suprem al comunicării. Posibil că ai indicat răspunsul corect. Masa tăcerii. 3. Lucrarea este un simbol al biruinței vieții asupra morții. Ea reprezintă supremul echilibru al rațiunii. Ea este un simbol al satului românesc, simbol care unește pământul cu cerul. Este expresia verticalității și veșnicii unui neam. Da, ai dreptate. Este coloana fără sfârșit. După ce ai făcut cunoștință cu sculptorul Constantin Brâncuș și cu opera lui, îți propun să deschizi manualul la pagina 24, exercițiul 8. Redactează 5 întrebări pe care ai dori să le adresezi lui Constantin Brâncuș, cu scopul de a te informa despre alte detalii din viața și activitatea marelui sculptor. Repere. Utilizează formula de adresare adecvată. Pornește de la informația cunoscută la această lecție. Model. Maestre, ați făcut studii la Academia de Arte Frumoase din Paris? Cât de greu a fost să învățați în limba franceză? 5 întrebări posibile pentru acest exercițiu ar fi. Primul. Mult stimate domnule sculptor, despre dumneavoastră se spune că sunteți artist, inginer, arhitect, geometru, metafizician, filozof, înțelept și moralist. La care dintre aceste calificări țineți și de ce? 2. Știm că la 29 de ani ați plecat cu traiul la Paris. Ce v-a făcut să luați această decizie? 3. Maestre, cele mai reprezentative sculpturi le-ați expus la Târgu Jiu. De ce ați ales anume acest oraș? 4. Lucrările Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii au dimensiuni foarte mari. Cât timp ați lucrat la aceste capodopere? Și ultima întrebare, 5. Ce opere ați expus la expozițiile de artă la Paris, New York
Chicago. Sper că informația expusă în cadrul lecției de astăzi îți va fi utilă în viață. Presupune că ești angajat în calitate de ghid la un birou de turism. Prezintă o informație din 10 enunțuri despre sculptorul Constantin Brâncuș, autorul complexului sculptural de la Târgu Jiu. Repere. Utilizează formula de adresare. Relatează despre viața și activitatea marelui sculptor. Numește și descrie lucrările lui. Îți doresc succes! Stimat elev, astăzi la lecție l-ai cunoscut pe Constantin Brâncuș, marele sculptor care a făcut din piatră mari capodopere. Ai învățat cuvinte noi care îți va ajuta să înțelegi textul și pe care le-ai utilizat în întrebările formulate și în relatare. Ai exersat un interviu imaginar cu artistul și ai prezentat informația la temă din numele unui ghid. Îți doresc succes în continuare și numai note de 10!